Bun găsit, dragi prieteni, astăzi la Televiziunea Exclusiv, v-am obișnuit deja, avem un invitat cu totul și cu totul special. E un prieten al televiziunii noastre și noi suntem prieteni ai Comunei Scorțeni. Dragii mei, lângă noi este domnul primar Anton Cătălin, un om care reprezintă astăzi Comuna, este primarul Comunei Scorțeni, un om care se străduiește întotdeauna să ne aducă vești cât mai bune despre locuitori și despre tot ceea ce se realizează în această localitate, această comună din județul Bacău. O să vorbim pentru cei care cunosc mai puțin Comuna Scorțeni, câteva lucruri generale, așezare geografică, populație. Cam unde, cu ce vecini sunteți? Ce distanță aveți față de Bacău? În primul rând, bine v-am găsit. Bine ați venit. Mă bucur că sunt lângă dumneavoastră. Mă mândresc că sunt primarul Comunei Scorțeni pentru că am o comună de oameni gospodari. Oameni binevoitori, muncitori și care au așteptări mari față de administrația publică locală. Am aproape 3 ani de când sunt primar. Am avut și un mandat de viceprimar 4 ani de zile. Cred că m-am străduit și în mandatul de vice și acum de primar ca să pot să dezvolt această comunitate, să o aducem cât de cât față de ce se întâmplă în Europa și cam au ceilalți vecini ai țării noastre. Comuna Scorțeni se situează cam în centrul județului și avem vecini, tot la fel niște comune cu care ne-am și asociat pe niște pe un ADI-ul. Avem Bereștiu, avem Strugariu, avem Blăgeștiu, avem Mărgineniu, avem Prăjolu și Ardeoaniu. Deci cam cu aceste comune ne învecinăm. Oameni tot la fel cu care am o relație extraordinară, eu din prisma mea de primar și cu ceilalți colegi, dar și avem proprietăți de terenuri care oamenii din jur, persoanele, cetățenii din alte comune au proprietăți la noi, noi avem la ei. Își plătesc o parte din impozite și la nivelul comunei și noi, la fel, oamenii de la noi din comună în altă parte, avem o relație bună de prietenie, să spunem. După chiar să zic că acum, pe parcursul mandatului meu, am inițiat ceva împreună cu domnul primar de la Berești, Azov, domnul Tulpan Dumitru, cu domnul Rotariu Vasile de la Strugari, cu doamna Albo de la Poduri și noi am făcut un ADI pentru dezvoltarea comunității, pentru ceva care este nu că necesar, impetuos necesar pentru comunitate, un proiect de gaze. Un proiect de gaze care nu este, să vă spun, ușor de implementat și nici suma care implică finanțarea și implementarea proiectului foarte ușor de obținut, dar prin programul care l-au inițiat domnii colegi de la guvern, Filu, ni se finanțează această sumă, deja avem aprobarea de la Transgaz, noi lucrăm la proiectare, am intabulat aproape toate terenurile pe unde o să vină această sursă de gaze pentru oameni, avem strânse semnături la oameni pentru beneficiari, cine vrea să se branșeze după ce vom băga conducta principală calibrată după cantitatea de gaze și presiunea necesară pentru această comunitate. Pentru prima fază, în sumele care mi le permit, eu în numele comunității și a Consiliului Local, de 25 de kilometri de țeavă. Deci implică satul, că venim, o să ne înțepăm din conducta care se duce de la undeva din zona Oneștiului până la Rahova, dar tranzitează comuna Strugari. Avem aprobare de acolo pentru un punct de transfer. De transfer, de interconectare. Așa. Și în funcție de necesitățile și câți oameni sunt pe fiecare zonă, se calibrează conducta. O să vin pe raza Strugarului și va fi beneficiar în primă fază Floreștiu, Scorțeniu și Grigoreniu, satele cele mai mari.
M-ați întrebat dumneavoastră de cam câte persoane are această comună. În jur de estimativ, pentru că o sumă fixă o am, dar oscilează de la an la an, în jur de 3030-3040 de oameni care i-am în comuna Scoțeni, dar din care vreo 400 de persoane lucrează pe căi străine, pe alte plaiuri, s-au dus sărace să-și caute și ei o sursă financiară ca să se dezvolte și să-și întrețină familia, pentru că, din păcate, sunt puține locuri compatibile cu cerințele oamenilor. Da. În 2016, cetățenii comune v-au ales primar. Cum, de unde planul ăsta de a fi reprezentantul comunității? Ați spus că ați fost înainte viceprimar. Da. Deci îi cunoșteați foarte bine pe oameni, ați foarte interacționat bine, pentru că eu n-am plecat deloc din această țară și am avut și am o ambiție personală, chiar dacă mulți mă, de multe ori, din colegi, din prieteni, din concetățenii mei, mă interpretează greșit din punctul ăsta de vedere, pentru că dumneavoastră știți foarte bine că dacă trebuie să faci un veceu până nu-i aprobarea și durează. Câte avizii durează, dar când vorbim de niște planuri ample, ceva care nu s-a mai întâmplat nu numai la mine în comună, dar și la comunele din jur. Sunt niște proiecte care, și dacă îmi permiteți, o să vă le explic detaliat. Am o ambiție personală pentru mine, ca locuitor al comunei Scoțeni. Am văzut, au fost alți colegi primari, nu blamez, nu critic, nu sunt măsură. De ce? Pentru că la momentul când erau dânși pe funcție, erau alte surse de finanțare, erau altă putere și poate oamenii au vrut și n-au putut. Dar acum, la momentul actual, cred că chiar am să pot să le pun, nu pe hârtie, să le pun în practică, să băgăm hârletul, cum se spune pe românești. De ce vă spun? Mi-am luat un angajament personal. Nici nu eram viceprimar, m-am dus odată cu soție la Moinești și spun: Gianina, vreau să intru în politică. De ce? Vreau să fac ceva pentru comunitatea mea. Sper să răzbesc. M-am dus la un partid, am intrat, m-am dezvoltat, am trecut prin două, trei formațiuni politice. Până am ajuns acum la un partid care mă susține. Și ambiția este personală. De ce? Totdeauna aud peste tot că nu se poate. Știu că nu se poate ușor, dar prin muncă și prin colaborare cu ceilalți colegi, cu instituțiile, cu Consiliul Local, cu terțe persoane, cu director de școală, cu medicul de familie, cu, nu știu, poliție locală, poliție comunitară, îi luăm pe toți în calcul, putem și sunt deschis să aflu o idee bună la cineva. Când niciodată nu am luat o hotărâre până nu cer sfatul la două, trei persoane sau alți colegi la alte primării, că nu am cum să le știu pe toate. Cu toate că știu un pic de administrație, dar până a implementa un proiect și până a face ceva pentru comună, trebuie să fie documentat ca să nu cazi în alte laturi. Și am preluat comuna, cum am preluat-o. Domnul fost colega meu, că am lucrat cu dânsul pe administrație 4 ani de zile, am avut o colaborare bună, a făcut ce a putut, așa erau timpurile, așa erau finanțările, erau proiectele pe fonduri europene, ca să vă spun. Că a avut și dânsul un proiect pentru asfaltare în comună, dar erau pe niște măsuri care erau cu procent, care să-ți dea peste 5-50%. Punctajul ca să poți să-l implementezi. Erau condiții foarte grele. Atâta s-a putut, atâta s-a făcut. Da. Ei, la momentul actual s-a mai simplificat un pic din metodologie, deci să depune doar o cerere la guvern cu anexa 3, care știți foarte bine că o sumă în baza unui deviz și un certificat de urbanism. Ai luat avizele, avem șanse mari să prindem finanțarea, care nu este o finanțare mică, este o finanțare enormă pentru comună. Deci lucrez la proiectul de apă și canal. L-am actualizat pentru că foarte bine știți dumneavoastră, dacă și alți colegi au fost pe la dumneavoastră, poate v-au spus că toate dimensiunile la conductele de transport apă erau pe 80 de milimetri, acum s-au dimensionat la 100 și automat a suportat modificări acel deviz.
toată conducta de canalizare care era pe 200 de milimetri, acum este pe 250, iar s-au suportat modificări acele prețuri și ca să poți să implementezi, și nu mai spun că legislația care nu este actuală, ca să poți, trebuie să te raportezi la niște legi care sunt în vigoare, care ți le ceri sursa de finanțare și care te ajută pe tine ca să fii în regulă. În afară de acest proiect, am... Dacă vreți să vă spun două ore, dar vă rog, dacă timpul este suficient. E foarte bine am inițiat pentru Comuna Scoțeni un proiect de chiar îndrăzneț și nu mă, fără falsă modestie, mă mândresc cu acest proiect. Am inițiat un proiect de grădiniță nouă în Comuna Scoțeni. Un proiect de grădiniță nouă care va fi total special pentru această comunitate, care are și o formă octogonală și este prins în spațiu de uz, de folosire a copiilor și un mini cabinet medical și o sală de mese unde copilul să mănânce un sandwich, baie profesori, baie copii, în centru fiind octogonal, același octogon, dar la o dimensiune mai mică, va fi folosită cu niște băncuți unde se așteaptă copiii, părinții, este ergonomic, toți care ies din sală să văd face-to-face, față-înfață copiii, deci e o chestie care e benefică. Este aprobat acest proiect, mi s-au cerut niște clarificări care le-am terminat săptămâna asta. Personal, domnul vicepremier, ministrul dezvoltării, mi-a promis și azi am vorbit și cu domnul deputat, la Scoțeni, la comună, va veni semnez de contractul de finanțare. O să mai dureze un pic licitația, dar dacă dă Dumnezeu, anul ăsta ne apucăm de această lucrare. Eu lucrat de în jur de 20 de miliarde vechi. În spatele la această grădiniță am terminat toată documentația și acum sunt la faza de autorizație. Am depus la Consiliul Județean un loc de joacă pentru acești copii, dar ceva doar pentru copiii care se duc la grădiniță, cu un covor de plastic, ca să nu slovească copiii, cu niște topogane foarte atractive, da? Să nu se lovească copiii, da, ceva cu un gar viu. Aceeași lucrare va fi și la Grigoreni, unde am demolat un cămin, o școală veche de 100 de ani care era perimată. Am stat mult pe noi, ne omoară mult hârtiile. Până ajungi la faza de a implementa, de a băga hârlețul pentru lucrare, asta e. Dacă vrem să fim corecți, trebuie să lucrăm și cu acte de regulă. Sigur. Mai avem o fundație care ne ajută, Ter de Zom, un domn, nu pot să-i spun numele, da. Poate aș putea, dar nu vreau să spun, da, mă rog. A avut un necaz în familie cu un copil, da, acum câțiva zeci de ani, o fetiță, nu mai avea niciun copilaș, singurul copil, l-a pierdut. Și atunci a spus, având o sursă, e origine evreu, deci având o sursă financiară confortabilă pentru dânsul, a spus că vrea să investească în copii. Nu numai în copii de la mine, deci eu prin norocul general, meu, de, da, așa, adică... în genere, vor să-mi facă parcul, care, loc de joacă la copii, parcul vechi, care l-am scoțem în scena, da. Dumneavoastră știți bine că am mai făcut niște spectacole. Da. Și am terminat cu autorizația, prin norocul meu, cred că mă apuc primul să-l facem, acum în vară, modern, pentru copii, cu oameni, deci dânsii fac licitația, dânsii se ocupă de societatea care va presta serviciile de lucrări. Zic că este ok pentru comună, adică să le dăm și o alternativă la copii și am gândit-o bine, adică vine bunicul cu copilul, nu? Da, și când da. Vine bunicul nu trebuie să aibă o masă de șah? Da. O masă de șah pusă frumos acolo, bancă o masă, stă bunicul, copilul să joacă și bunicul joacă o tablă sau un șah cu nepoții sau cu colegii. Sau cu colegii. Da. Și atunci, în afară de această, mă chinui de 2 ani de zile, am avut alocat din bugetul local, am avut suma de 1 miliard în fiecare an alocată pentru ca să fac centru comunii. Centrul comunii ce implică? Am intabulat, cum nu era nimic intabulat, am intabulat cu toată zona în jur de 2000 ceva de metri pătrați, stânga, dreapta, în fața școlii și grădiniță. Știți foarte bine. Da, cunoașteți, domnule. Și, dar mă lovesc de niște chestii. Dar am promisiuni că am depus alaltă ieri pentru certificatul de urbanism și sper să-mi ies avizul la drumul național. Depinde ce ne aerei de Iași. De ce? Pentru că dânsii eu vreau să fac mult mai repede. 2 ani m-am lovit de treaba asta și n-am rezolvat-o. Sper anul ăsta. Că anul ăsta este o investiție, știu, sigur,
se modernizează drumul național din Eloidie, de la Bacău până la Comănești, pe toate segmentele, doar cu covor asfaltic. Nu e, din păcate nu este prins și nu sunt prinse șanțurile betonate, rigole sau periate cum ar trebui să fie. Dar, pe de-o parte, nu mă mulțumesc și treaba asta, că eu pe acel segment o să vin cu gazele. Da. Și dacă, vă dați seama, dacă ar avea niște casete betonate prin care pot să le exploatez, să le scot după așa, după ce îmi bag eu țeava să le pun la loc, dar dacă faci periate, alte surse de finanțare din partea statului român, da, altceva. Pe de-o parte, mă bucur de treaba asta, pentru că eu vreau maxim la jumate cu colegii mei din prejur, că poate mulți n-au încredere că eu sunt primar de 3 ani de zile, dar trebuie să ia în calcul că avem primari Tulpan 4 mandate, Dumitru, Rotariu 3 mandate și doamna de la Poduri, care este o comună mare, care ne-am asociat. Deci poate eu nu prezint încredere că, ce spun, un băiat de 3 ani de zile nu are experiență. Nu. Mergem pe ideea că suntem o echipă. O echipă, da. Și una te duci la o sursă, să ceri o sursă de finanțare statului român cu 3.000 de oameni, una te duci cu 20.000. Așa este. Da, e deci un eu, foarte bun. Din punctul meu de vedere, și vă mai spun, acum într-o lună de zile că am terminat și caietul de sarcini, am scos la licitație, vreau să-mi iau un utilaj nou la primărie, un caterpilar, asta am optat, pentru că eu poate nu-i bine să spun. Nu, puteți spune. Un utilaj sănătos care să-mi folosească, că am două utilaje preluate de la vechile administrații, dar în care numai să le repar mă costă mai mult decât să cumpăr un utilaj nou. Da, da. Am chemat chiar o societate la dumneavoastră din Onești, mi-a venit și m-a făcut o estimare la ale alte două utilaje. Mi se pare suspect ca două panorame de utilaje să mi le estimeze în jur de 1 miliard. Și eu niciodată nu o să bagi nimeni la această licitație, că eu am gândit, le dau pe astea vechi și mi-au și o basculă de 5 tone, da, ca să-mi fac treaba. Dar mă miră faptul că eu tot cheltui cu experți și cu... Asta e legea în România. Ca să pot să achiziționez ceva în cel mai timp scurt. Că am nevoie. Uitați, am obținut în urma inundațiilor, anul trecut am avut o sumă frumoasă, dar am fost blamat foarte urât de comunitate. Nu din toți. De o parte din domni care nu mai e bine, nu vreau să fac polemici aici în televiziunea noastră. Deci... Am fost și noi împreună cu dumneavoastră. Și dumneavoastră. Am avut experți. A fost tot timpul în mijlocul oamenilor, da. Și a fost o... Am avut expertiză făcută nu de primarul comunii Scoțeni, că eu nici n-am voie să fac parte din comisii. Normal. De o comisie mixtă, formată din ISU, prefectură, mediu, API, toate instituțiile abilitate care răspund pe plan județean de toate comunile din jur, care au constatat că au fost cu adevărat niște calamități enorme. Eu am vrut mai mult, dar vă spun și de ce nu am putut să fac mai mult. Eu neștiind, chiar nu am știut capitolul ăsta de lege, că eu nu pot să folosesc banii care mi-au alocat aproape 16 miliarde, am primit de la fondul de rezervă al guvernului să-mi reabilitez drumurile. Dar nu mi-o dat voie, domnule, și eu am vrut să... Domnule, cu ăștia 16 miliarde fac 10 km, dar îi fac cu beton sau cu asfalt. Nu, mi-a dus drumul la forma inițială. Deci asta legislația din România nu ne permite, din păcate, ca să... Și, am transmis mai sus la colegii de la Parlament. De ce? Păi dumneavoastră vă dați seama că drumul care... Nu numai mie, că nu vorbesc numai de comuna mea, vorbesc și de alte comuni din jur, care ne-au provocat niște probleme anul ăsta, ne provoacă în fiecare an, pentru că nu ne-am făcut noi drumul în pantă, așa e statul. Sigur, da. Și culmea... Pe, nu mi-au dat șanțuri, domnule, au trebuit să schimb prin dispoziții de șantier, cu proiectare, cu tot, de am făcut șanțuri și uitați, anul ăsta am avut apă, dar nu mi-au mai stricat drumurile. Le-am menținut mici avarii, care și intervine foarte lejer, nu șanțuri de 1 metru. Dar mie s-au alocat niște bani pe 10 km de drum și am făcut 40. De ce? Pentru că nu numai drumurile care au fost stricate, dacă degeaba faci un segment de 1 km, dacă nu faci aia 200 de metri care nu se prinzi pe... Și prin dispoziție șantier, am achiziționat piatră spartă, am făcut șanturi, am... ghinionul nostru, când n-am avut, după ploile astea, nu mai fost apă până în noiembrie, când am intervenit cu cilindru compresor pe drumurile oamenilor, ieșeau că le crapă pereți. Care înțelegeau că așa se face lucrarea, că așa e tehnologia și trebuie un grad de compactare care... Să-ți facă drumul compact, să nu intervii pe el și așa mâini și poimeni, au înțeles. Care nu.
Dar în genere și în mare măsură așa, drumul 90% sunt ok. E mai bine intervenit și pe acolo, dar le mai spun și la dragi colegi și oamenii mei, dacă intră proiectul care, nu v-am spus, am 7,1 km de asfaltare, domnul, un domn de la Bacău mi-a terminat proiectarea, că nu-i dau numele, că concurența da. Neloială și-o bine, da, da. Așa, mi-a terminat proiectarea. Ei, pe proiectul tehnic, să nu-și imagineze cineva că vine stratul de asfalt. Nu. Se scavează până la 50 cm, se anihilează pungile de aer și de apă, până la 3 metri se sapă unde trebuie, ca să nu-ți producă probleme. Deci ce am pus eu, anul ăsta am pus pentru ca să circule oameni. Alea care sunt la proiectare, acel material care l-am pus, trebuie să-l pun pe niște drumuri agricole ca să nu-l pierd. Pentru că acolo vine cu alt fel de material, cu alte stasuri și cu alte probleme. Dacă foarte bine, domn primar. Ce vreau să vă mai întreb, pentru că sunt foarte multe lucruri, de obicei într-o asemenea emisiune, timpul nu ne permite să vorbim corect chiar despre toate aspectele, dar aici eu sper că dumneavoastră veți mai veni și vom mai veni noi inimă. Și la Sforțeni vom mai veni, pentru că scopul televiziunii noastre trebuie să o promovăm, este de a promova comuna, este de a face cunoscut concetățenilor noștri modul în care primarul împreună cu Consiliul Local acționează în beneficiul lor. Vreau să vă întreb despre cetățenii care au plecat în străinătate, că spuneați, asta e o chestiune pe care noi, care ne doare foarte mult. Mă doare și pe mine. Și că și tinerii în general de mediul rural, după ce termină școala primară, pleacă la oraș. Se duc la, să facă studii mai bune, după care pleacă în străinătate. Totuși bănuiesc că sunt și tineri care au rămas, ca și dumneavoastră, da. Au rămas în comună, care iubesc foarte mult locul, nu înseamnă că cei care au plecat nu iubesc, dar se duc și ei pentru un salariu mai bun. Când vin acasă tinerii, că vin de sărbători, cam în ce perioadă vin, mai vin pe acasă? Hai, dacă toți mi-ați aruncat mingea la fel, eu să vă spun o chestie. Eram tânăr până în, am căsătorit la 28 de ani. Foarte bine, mama mea, cu tatăl meu, mulțumesc și noastră, vă băiete și-ți fac casă. Nu mamă, eu merg la oraș. Eu și o tradiție asta. Să... Merg la oraș, eu mă duc la oraș, nu trebuie la țară, că m-am săturat de prășit, m-am săturat de aia, nu știu ce. Dar, culmea ironiei, soția mea născută la oraș, crescută la oraș, e la țară acum. N-a vrut dânsa, soția mea, și credeți-mă că e... Vorbesc foarte frumos de nevastă mea, că o iubesc, e mama copiilor mei. Ați încurcat-o, că vede filmarea de la mine. Nu trebuie să vadă, că ea știe. Problema da. Este că soția mea chiar este lângă mine și mă bucur că face mai mult. Mă uit, sunt și doamne care sunt născute la țară. Deci îi place foarte mult la... În grădină, unii ești, în grădină când o sună. În grădină, în grădină. Asta e bine. Ei, vă spun o chestie. Da, cu adevărat... Sunt tineri care au plecat, dar sunt mulți care sunt două aspecte distincte. Sunt tineri care au plecat când nu era chiar nicio posibilitate în România, și vă spun clar, puteți să verificați pe toate studiile sociologice din România, tineri care au plecat acum 20 de ani, acum 25 de ani, când erau timpurile alea fragede. De tranziție. De tranziție. Care cu adevărat sunt care s-au realizat. Dar sunt și care nu s-au realizat. Nu că din vari motive. În fine. Dar acum, la momentul actual, sunt mulți tineri care refuză să lucreze nu la mine în comună, nu mă raportez numai la colegii mei și la oamenii mei din comună. Da, comun. O chestiune mai generală. E ceva mai general. Uitați, am avut oferte peste 2000 de lei. Transport, cazare, mai mult în Ardeal, că acolo s-a dezvoltat, având și autostrăzi acum, da, da, da. Acolo s-au dus banii. Că Moldova cu nu prea e unită, dacă vorbim serios acum. Da. Și... Din cauza asta, tinerii optează, pentru că eu când m-am angajat la petrol, eu m-am angajat la petrol în 1991. Eu am plecat de la categoria 1, salariul mic, după liceu. Până am ajuns la categoria 6, mi-a trebuit o perioadă de 10-15 ani. Ca la oricare care am plecat din da, jos, da? Toate etapele. Dragule, nu poți să pleci să ajungi din prima la salariul 5.000 de lei dacă nu ai demonstrat nimic. Trebuie să o iei etapizat în viață. Și aici, eu știu că fiecare avea să aibă din prima Jeep,
să aibă vilă. Păi, nu pot. Și eu am copii. Și eu în tinerețe. Și eu am fost. Deci trebuie să demonstrezi ceva cuiva care te finanțează, care îți plătește munca ta și îți apreciază munca, ca să-ți dea o sursă mai mare un pic. Să-ți dea un ban mai în plus sau o premă, dacă el nu poate să-ți dea pe salariu. Din cauza asta sunt mulți care au plecat pe bune și au muncit și au făcut treabă și mulți care crede că dacă s-au dus acolo, și vă spun, sunt părți femeiești, fete, care din prisma banului au căzut în capcane, le vedem la televizor cu toții, ce se întâmplă când îl imomește câte un nemernic și ajung sclavii de toate genurile. Da, da, se întâmplă asemenea lucruri. Deci, și de asta spun, poate mânca o pâine și o România, dar nu poți să pleci din prima la 5.000 de lei sau 6.000 de lei, că nu are primarul 5.000 Domnul primar, a fost o perioadă în care știu foarte bine, pentru că eu am o firmă din 95. Da. A fost o perioadă în care, într-adevăr, nu se găseau locuri de muncă. De acord, 100%. Acum, lucrurile, în schimb, încet, încet s-au schimbat în bine. În primul rând, s-au mărit salariile, așa cum s-au mărit. Acum, s-au mărit. Salariul minim este în jur de 20-22 de milioane lei vechi. Da. Da? Deci, a fost un pas important, ceea ce e un lucru pozitiv. Chiar și specialiștii în economie spun că acesta este un lucru pozitiv. Bun, s-au mărit salariile în toate domeniile. Sigur că acum ce trebuie să știe tinerii, că dacă toți suntem la această emisiune și sunt convins că se uită și tinerii la noi, trebuie să înțeleagă un lucru, că în primul rând dacă nu ai o școală, dacă nu ai o facultate sau măcar o meserie, că erau acele școli de meserie, nu ai cum să câștigi, te duci ca necalificat în Occident. Deci, visul ăsta că te duci în străinătate și câștigi foarte bine, nu. Și acolo câștigi, să spunem, necalificat 1000, în medie 1000 de euro. Da, da, cheltuiești 700. Ai chiria pe care o plătești în 5-600 de și euro. Și rămâi aici. Mai poate fumezi, poate te duci cu prietenii într-un bar și mai rămâi mai puțin decât dacă ai sta acasă și ai fi fericit. E frumos în România, e ok. Acum avem o altă problemă și după asta o să menționiți-vă, vă rog, ideea. Acum avem o altă dramă, pentru că eu ca și televiziune, mai caut oameni să mai angajez. Acum nu că acum sunt locuri de muncă, ăsta e paradoxul, dar nu mai găsim oameni. Acum nu mai poate exista motivația, poate generațiile care urmează vor înțelege că e bine să te adaptezi la mediul în care trăiești. Adică eu bănuiesc că nu va mai fi exodul ăsta. A fost mirajul, adevărul că am trăit și înainte de 89. Încep să vin, da. Și încet, încet, unii vor veni. Sigur că vor fi și persoane ale căror copii se nasc acolo, învață acolo, am chiar eu rude. Da. Am spus, domnule, nu mai venim în țară. Dar pentru cei care vin, e clar că lucrurile sunt în bine. Pentru că în acest moment sunt, slavă Domnului, locuri de muncă suficiente, salariile în construcții, de exemplu, acum legea. Asta spun. Și vedeți că vreau să dați cuvântul din gură și vă completez. Deci, din punctul meu de vedere, deci avem copii cu toții. Domnule, eu înțeleg și dumneavoastră și eu că suntem părinți. Fiecare, cum să spun, fiecare părinte își iubește copilul și îl vede pe-a lui ca cel mai bun. Logic. Deci nu există pe un părinte bănuiesc, doar pe un nebun care nu își vadă copilul cel mai bun. Dar nu putem, domnul Ungureanu, ca noi, să nu mai producem și oameni care muncesc. Dar numai doctori și directori și ingineri, facultăți, piste facultăți, nu. Ne trebuie meseriași. Meseriașii care au fost. Îți pensionari care au lucrat, îți plecați în afară, plătiți bine, dar din tinerii ăștia, uitați, am avut ofertă, chiar au venit și domnul la mine. Asta e în bine, cred că luni au venit. Am niște pliante, am mai dat și pe la școală și o să dau și la comun din jur. Chiar m-au rugat, este o școală pe la Iași, unde li dă. Îi califică, deci vorbesc și de sex feminin și masculin, coafez, lăcătuși mecanici, sudori, tot, gratuit, masă, cazare și 200 de lei bursă. 5 ani de zile garanția că lucrează la o societate. Foarte deci nu putem să generăm noi ca nații numai doctori, domnule. Și așa am trimis visul de acolo. Așa, mai trebuie și meseriași. Cine mai face o sudură? Cine mai face să schimbi un motor? Cine îți mai umblă la o mașină matale că, dacă s-a dus planetara? Nu? Da, deci așa trebuie este. Să generăm și alte... Și foarte bine, că mulți spun, da, eu mă duc... Nu, domnule, foarte bine plătit dacă ești meseriași. Deci trebuie revenit, revenit la școala platforma veche. Da. Platforma veche, pentru că eu, dacă țineți foarte bine sistemul vechi din vârf,
învățământ al României era cu treapta întâi, treapta a doua. Da, la liceu. Făceai da. 10 clase, făceau toți 10 clase sau putea să intri 3 ani de zile dacă făcea școala profesională din prima până intra 11. Intra 11, dădea examenul de meserie și avea calificare. Dar, culmea, îi dădea cu gradul 2, categoria 2. Lua care făcea profesională, ăsta da. Care făcea liceul din meserie, chiar dacă era în cel industrial, lua întâia, ăia lua a doua. Și se dădea o șansă tânărului ăla că, domne, ai fi serios, că ea este și 4, și 5, și 6, și 7 la școală, dar nu, asta nu contează că băiat, pe omul ăla sau care este, că nu duce capul. Dar îi dăm o șansă să se integreze în societate, printr-o meserie și poate să câștigi mai mult ca un inginer. Dar trebuie să-i dăm șansa. Aici trebuie bătut foarte mult și eu chiar mă zbat. Eu am niște prieteni care mă informează la orice moment genul ăsta. Eu informez școala, școala își face treaba, dar aici mai depinde și părinți. Da, da, da. Mai depinde și de părinți pentru că factorul principal, educația, o primește de acasă și o completează școala. Așa este. Și mai are o implicație și biserica, că dacă se mai duce, îl mai trimis mă la biserică, mai învață ceva și la părinte acolo, dar dacă nu... Apropo de biserici, pentru că o să iau subiectele, așa sunt convins da. Că le vom discuta pe celelalte în emisiuni viitoare. Cum colaborați cu cultele, cu preoții, cu comunitățile religioase? Eu am o relație foarte bună. Comuna cum este, predominant catolică sau ortodoxă? Nu. Cel mai mare stat din comun este Scorțenul. Care este în jur de majoritate. 1260 de cetățeni. Scorțeni, da. În Scorțeni nu sunt mulți catolici, să spunem eu 20. Floreștiu are 560 ceva, 564 din ce țin. Acum plus minus că cu marge de eroare. Predonam catolic acolo alte culti 30-40 să spunem. Da. Grigoreniu, ortodox cu șerpi, dar Grigoreniu îl bag la global, pentru că Grigoreniu cu Stejaru, Șerpeniu și cu Bogdăneștiu, la global în jur de 700 și ceva de oameni. Ortodoxi, 5% catolici, pentru că mai mulți sunt pe Bogdănești catolici. Cu preoți am o relație, și avem și niște cultul adventism. Care am o relație bună cu oamenii de acolo. În primul an, când am intrat primar, da, ca cum înțeles și la început. Dar am alocat câte 10.000 de lei la fiecare biserică în primul an, pe investiții, că știți că pe 82 pe legea nu mai merge, că nu poți să dai bani pe cheltuieli decât pe investiții. Fiecare a investit după bunul plac. La Florești, preotul a investit în copilaș, că nu mai avea dascăl. Și... au făcut cursul de orgă și au prelucrat, printre care și fiicii mei au participat la orgă. Așa, cursul de orgă gratuit, da, plătit de primărie, eu i-am dat bani preotul, el a făcut ce-a vrut. El a făcut frumos. O chestie frumoasă pentru foarte copii. Bine. Și chiar acum copiii cântă la orgă, muzică bisericească, frumos. Foarte frumos. Părinții la Scoțentul la fie, l-a făcut o investiție la casa parohială de acolo, preotul la Grigorien la fel. Următorul an le-am dat 30.000 de lei. La Florești a pus tablă pe casa parohială. Părinții la Grigore a inițiat refacerea casei parohiale, că o casă de paiant veche și a acoperit-o ce a mai făcut dânsul acolo, așa. Și la Scocentul la fel lucrări de genul ăsta. Anul acesta e o sumă, că fiind niște monumente istorice, din 1700 și ceva, e o biserică unică făcută din lemn la Scorțeni și cealaltă mare pictată din Nicolae Tonița. Părinții mei au solicitat niște bani, s-au alocat, bine, cu chinuri, că eu am spus că îi dau mai târziu părinților intervenție, am scris, bine, e mulțumit. Da, acum, dar oricum... 85.000 de lei a primit acum, o să-i primească, că mai trebuie să aducă niște documente. La Florești, scările la biserică sunt perimate și am semnat un lot din plată cu 15.000 de lei și la Grigorian se termină casa parohială ce am 15.000 de lei acum. Acum un an de zile am dat 15.000 de lei și la biserică am venit la Grigorian, dar acum nu am. Până la o rectificare de buget care să fie favorabilă și generoasă, da. Mai e răbdare, că știți că primele rectificări de buget se fac după primul semestru. Da, o să faci. Da, da, da. Chiar dacă aș vrea. După aia pot să fac în fiecare săptămână. Dacă oricum, îmi rând pe rând trebuie toate ajutate. Dar trebuie să ajutăm pentru că, știți ce spun,
cu adevărat, biserica de la Scoțeni este unicată, avea Tonița 17 ani când a pictat-o, a renovat-o părintele, dar acum vrea să facă o catapeteasmă, vrea să acopere biserica din lemn, că plouă în ea. N-am nimic împotrivă, dar și eu am o rugăminte la ei să mai aibă răbdare un pic până am și eu resursele, că uitați, am rămas la gaze, mă costă 1.400.000 proiectul, am numai 1.000.000. Intabulările pentru drumul și gaze, 1.260.000, nu am bani ăștia. Deci nu spun că nu, dar etapizat, pentru că anul nu s-a terminat. Adică, dacă eu acum, ca reprezentant al comunului... Da, să nu uităm că bugetul s-a aprobat când? Acum, foarte târziu. Dar acum, deci, nu cu rea intenții. Deci, cu dragă inimă, dacă nu dau eu bani la biserică, nu dă nimeni. Problema este că, momentan, deci dacă ies din sistem și din cărțile acestea, nu știu dacă mai trebuie două mandate de primar să prindă ce acum. Da, da. Că, să vă spun o chestie, ce semnez eu ca primar anul acesta sau în primăvară contractul cu statul român, la anul, dacă iese primar Ponta la Scoțeni, este obligat să facă. Pentru un contract cu statul român. Deci nu este aboreală, nu este... deci e o certitudine. Nu contează persoana, contează funcția ce le îndeplinește ca să lucre la îndeplinire acestui proiecte. Pentru că chiar este o facilitate mare acum, că dacă s-o dat drumul acum banii pentru... Vedeți dumneavoastră că în fiecare an inundă. De unde inundă? Să taie pădurea stânga-dreapta și efectele se văd acum. Dacă noi avem posibilitatea ca să limităm și să, omul are și lux în casă, dar și-a pus o centrală pe un colț de 40-30 și nici nu mai cară lemne, nici nu mai face mizerii și are două caloriferi băbuți acolo și stă liniștită și nu mai face mizerii, nu mai taie nimeni lemne, nu mai are grijă să-i ducă lemne în casă, are grijă să-i facă cineva urma în curte ca să-ți ducă să-i o găleată. Este un alt confort. E alt confort. Și de asta spun și atunci are efect benefici pentru mediu, că dacă vorbim și de mediu, cam asta e. Că noi ne l-am dus, unii l-am dus. Așa este. Fiecare cu partea lui divină, ne exonerăm niciunul. Toți avem o parte mică, mare, avem. Mare sau mică, da. Ia spuneți-mi, sunt iubitori de sport în Scorțeni? Da. Aveți un teren măcar amenajat așa? Am avut, am preluat un proiect. Eu mi-asum ce am făcut eu. Da. Eu sunt genul să nu mi-asum ce au făcut alții. Fostul primar Mircea Ambăruș, să-i dea Dumnezeu sănătate pe calea asta, ce spun eu acum, a inițiat un proiect. Țin minte că era doamna Udrea, era la Ministerul Dezvoltării. Și a avut un proiect mai amplu, așa, cam pentru toate comunele, prin care făcea baze sportive, parcuri și nu știu ce. Și telegondole. Bun. Proiectul foarte mișto l-a inițiat, dar nu l-a spus la capăt. Deci asta e la români. Și apuc, nu mai spun mai mult, dar nu mai termin. Da, da, da. Și... a prins un proiect, parcă era pe POR, operațional rural, din ce ține o minte, așa. Au primit o sursă de finanțare, au avut și ghinion omul, că au câștigat o societate la Mâinești, nu dau nume, așa, care au intrat în insolvență, alocați niște bani, abia, nu știu dacă s-au recuperat 100%, pentru că nu mai avea denunție, nici masa credală nu i-a mai acceptat, și... terminase clădirea la vestiare, dar la vestiare la clădire era prevăzut cu o șarpantă. Nu cu o șarpantă, cu o terasă. Ceva care, în fine, ploua înăuntru. Mai erau niște resurse financiare, deci, ca să ne înțelegem, banii ăștia i-a plătit primăria. Eu când am intrat primar, au venit și directoarea de la școală și cu omul de serviciu și cu profesorul. Băi, primare, nu fă cu iarbă. Vorbiți cu de clădirea unde am filmat noi. În spate la terenul de sport. Am fost noi la baza sportivă, care cu gazon artificial acum. Erau lucrările de proastă calitate la vremea aia. Așa. Ei, să vă spun despre ce este vorba. Și au venit și profesor și director și... pe proiectul inițial era prevăzut cu gazon natural. Ca să întreții un gazon natural pentru că se lucrează în două cicluri la școală, să învață în două, dimineața și seara, toți au sport. Să-l irigi, să stea cineva să-l cosească, să nu se deterioreze, nicio șansă. Nicio șansă. 300 de copii aproape. Da, nu avea timp nici iarba. Dar nici chiar să crească nu ai cum. Deci n-aveai ce să întreții. Și atunci am optat pe o schimbare de soluții în aceiași bani. Am schimbat
terasa, am pus șarpanta, am dărâmat tot ce era deasupra, pentru că mi se ploua și am pus tablă lindap. Și terenul l-am betonat în primă fază și l-am îmbrăcat cu gazon artificial. Omologat, tot ca la carte. Chiar să joacă copii. Nu mă mândrez, dar cred că în Bacău vreau două, pe la vreau două licei, dacă mai sunt. Da, e foarte bine. Mi-a luat, chiar am luat o pipiera mea, băi, nu pot să nu fac ceva de calitate dacă tot în bani ești. Stau copiii în glod? Nu. Da, nu. Stau copiii, joacă pe un teren normal și... Am terminat. Acum o să inițiez o dotare la... Că avem vestiare, peti băieți, cu dușuri. Copilul o să vină să schimbe, dar nu am niște băncuțe, niște vestiare de astea clasice, dar nu aș vrea clasice la 2 metri, aș vrea dimensionate cumva să le poartă în 4, ca la, cum vedeți, mea, să, cu cheița lui. Un 30 cu 30, unul să-și pun un training și un prosop sau nu știu ce crestru, am apă, am centrală montată acolo, sunt aproape terminate. Da, de acum Dumnezeu cum e, la un moment dat ce mai putea face, am vorbit pentru microbus școlar, o să vin în octombrie, pentru că chiar am vorbit cu domnul vicepremier și anul ăsta n-au avut bugeta banii pentru microbuzic, așa zi în 2008. Da. Zvarz, le-am reparat, ce am mai putut, noi am avut două, dar un fost coleg l-a donat la Glăvănești, acum vreo câțiva ani, că nu avea voia, noi aveam două, dar n-aveam ce face cu două dată. Și l-a dat domnul fost primar înainte, l-a dat la Glăvănești. Acum am optat, am cerut unul mai mare, am vorbit și la inspectorat, am vorbit și la minister, că se învață în două schimburi și îi aduc cu picopii tocmai de la râpa iepi și ar fi ideal că mai stau și în picioare, să stea toți pe locul lor. Unul mai mare, vreo două jilocuri. Acum să văd ce mi-acceptă, pentru că mi-a promis că după ce am discutat cu dânsul, a făcut un parteneriat cu mediul, pentru că am luat bugetat pe Ministerul Dezvoltării cumva cu ceva cu certificatele verzi. Un transfer cu certificate prin care să primească Ministerul o sumă să ne bugeteze, să primim câte un microbuz de ăsta. Care suntem mai afectați? Din bani local n-ai cum să le... Da, da, e un pic mai greu. Da. Domnul primar, pentru că timpul zboară foarte repede, noi o să abordăm și alte... O să vorbim în alte emisiuni despre modul cum colaborați cu cei mai în vârstă, cum îi ajutați, cum îi sprijiniți. Mi-ați aruncat-o la fileu și pe asta. Vom, dacă vreți, spuneți câteva cuvinte despre aceștia și pe finalul discuției noastre, cum vedeți dumneavoastră în viitor Comuna Scorțeni? Da. Și care ca sunt un moment de încheiere, vă spun. Care sunt gândurile dumneavoastră în ceea ce privește lucrurile de perspectivă? Bătrânii. Domnule, și vă spun cu oamenii ăștia care i-am eu în vârstă în comună, au muncit. Toți petroliști, ceapiști. Da, a fost au o muncit, zonă au muncit. De dezvoltare. Câți mai avem, trebuie să ținem la ei. Anul trecut, am fost primul primar care am inițiat ceva pentru oamenii ăștia cu adevărat care ne dorim și să ajungem și noi. Și noi și tuturor să avem 50 ani de căsătorie. Eu mai am un pic cu Lili. Cât mai avem, Lili? Încă 2 ani? 20. 20. Deci, să ajungem la 50 de ani de căsătorie, într-o armonie și cu copii și cu nepoți lângă, așa. Am, bine, că nu am mulți pe an, 10, 12, 6, nu știu cât de familii. Primul an trecut i-am premiat cu 500 de lei. I-am chemat la primărie, pe oameni, le-am făcut o diplomă de onoare. Am servit un pahar de șampanie, le-am dat și suma care le-am promis-o. Anul ăsta o să o fac, dar cred că prin... Cred că în jurul la ziua mea, prin iulie. Așa. Mă bucur și eu cu ei odată. Tot așa am în jur de 6-7 familii care, domnule, chiar merg oamenii ăștia, da. Ca să duci o familie la o vârstă de 50 de ani, numai căsătorie, dar păi să ai 50 de ani, e ceva. Și ca o formă de respect. Și ca un impuls pentru tineri. Da, ca să ia ca etalon să ducă și ei la o vârstă generoasă, să spunem, și plin de bucurii să vadă și dacă mai are în spate vreo 2, 3, 4 nepoți care vin și se arătă mâna, e o mândrie personală pentru oamenii ăștia și ei, că eu am văzut cum plângeau. Deci am avut chiar o chestie, vă spun, și amuzantă, ca atunci când aveam noi 16-18 ani, sau când am terminat liceul sau alea 10 clase, la așa, da, se pusese
oamenii, bărbații, erau în picioare și domnișoarele la 70 de ani în genunchi. Bă, omule, fenomen! Deci fenomen! Deci când i-am văzut, curgeau lacrimi de bucurie, uite măi, da, omule, că inima e tot tânără la om. Așa este, așa este. Și ca viitor comuna Scoțeni, o văd foarte frumoasă. Problema este că sunt mai ales și anumite persoane, răutățile din suflet. Că orice lucru se face împreună. Și dragostea se face împreună. Așa este. Deci, deci nu putem să lăsăm niște lucruri pe din afară, din cauza niște răutăților. Oricine are loc sub soare, și eu, și dumneavoastră, și oricine. Sub soare avem loc. E problema că, ca să demonstrăm că eu de unul singur, nu zic că nu mă zbat, dar am nevoie și din ajutor acolo. Și dacă cineva îmi dă un zâmbet în ziua aia, mi-a dat un impuls. Dacă îl văd că se uită că oră și mă și înjură, nu mai vezi fac nimic. Așa este. Deci pozitivismul ăsta trebuie să-l dezvoltăm, că prea aveam în negri la suflet, domnule Eugen. Trebuie să fim oameni pentru comunitate, că nu neapărat că îi reprezint, dar te macină și pe tine și pe altul și pe interior. Te macină negativismul ăsta. Ăsta trebuie să dispară, să fim pozitivi, un zâmbet. Chiar avem multe probleme. Dar un zâmbet, un zâmbet, o vorbă frumoasă. Eu nu cred că există om în comuna Scoțeni și nu vorbesc minciuni, să nu fi venit la mine să nu-l ajut. În limita la ce pot. Nu am putut să-l ajut, l-am direcționat undeva unde să se discute. Nu am primat oameni din nebun pe drumuri. Deci la mine cine a venit o plecare rezolvat în mare parte. Ce pot eu să fac, o fac eu, ci nu omul trimit la o instituție sau la undeva unde să se rezolve probleme. Nu am program de audiență, la mine intră unul, ies altul, nu contează, deci îți deschizi la colaborare. Și am învățat și pe alți colegi, nu zici pe rând după funcții, dacă la nu mai sunt primat nicio problemă, nu mor de foame și mă descurc. Problema este alta, lasă loc de bună ziua, nu uita de unde ai plecat, iubește-ți comunitatea, familia, prietenii și în primul rând dușmanii. Așa este. Domnul primar, iată cu aceste gânduri bune, frumoase, îi îndemnăm pe telespectatorii noștri, la rândul lor, să fie mai buni, mai frumoși, să-și iubească semenii. Mă bucur foarte mult că gândiți atât de frumos și atât de deschis. Natural, domnule Eugen. Așa. Și, de ce nu, proiectele dumneavoastră să le duceți și într-un mandat ulterior. Pentru că, am spus eu întotdeauna, un primar trebuie, dacă începe un proiect, e bine, abia în mandatul al doilea poate să desăvârșească ceea ce și-a propus împreună, desigur, cu cetățenii din comuna sa. Și cu Consiliul Local. Și cu Consiliul Local, fără discuție. Sunt lucruri la care trebuie să ne gândim foarte serios, dar, așa cum spunea domnul primar Gheorghiță Cătălin, Anton, tot aveți așa... Ieri a fost Sfântul Anton, numele din familie, catolic. Este bine să iubim lucrurile bune, să ne iubim și să ne respectăm. Sprânceana sus, nu în jos. Trebuie să fim pozitivi și ascultați-mă și vă spun că toți avem momente proaste în viață. Și zile mai bune și mai proaste. Când persiști în răutate, nu câștigi nimic. Îți atragi negativul asupra ta. Dacă mai vorbim și de parapsihologie, înțelegi ce vă spun. Da, da. Nu poți să persiști în negativ. Un lucru pozitiv, vedeți cum vă încarcă, cum e altceva. Când ești negativ, stai timorat, stai... Nu! Pozitiv. Pozitiv, pozitiv. Se poate și mai bine. Așa trebuie să gândim. Și așa ne dezvoltăm ca nație. Pentru că vă mai spun o chestie și vreau închei dacă... Da. De ce numai românul are proverbul capul plecat, sabia nu-l taie? Vă spun eu, domnul Eugen. Am fost vasali și proști 1000 de ani. Măcar ne-au mâncat toți și ne-au furat. Și mai au să fure acum. Ăia care ne-au condus până acum să învârtă mormânt, că dăm țara la străini. Vă spun clar. Și vedeți și dumneavoastră, mulți nu au curat să spună, vă spun eu. De ce toate investițiile se duc în Ardeal? De ce nu se duc în Moldova? Noi nu avem un metru de autostradă, banii se duc în partea aia. Și tot ei se plâng. Antolb, Cluj, vine la Sibiu, vine toată echipa de la Bruxelles, în Moldova. La Timișoara, unii sunt, de ce vin să se roage în Moldova? Pentru că Ștefan cel Mare a fost sfânt și au făcut mănăstirile astea și au luptat că dacă nu era estul, nu era vestul. Realitate pe istorie și mă doare sufletul ca om și o spun public că nu mă feresc. Asta e nația
noi trebuie să ne să beneficiem și noi de ce beneficiază alții. Da. Iată ceva care până data viitoare, lucruri la care vom reflecta. La noi, la Exclusiv TV, așa cum știți, vin doar oameni de calitate. Astăzi, la personalitatea zilei, primarul comunei Scorțeni. Sunt Eugen Ungureanu, rămâneți împreună cu televiziunea noastră, vă mulțumim. Vă mulțumesc și eu. Domnule primar, să reveniți și reflectați la treaba asta cu... Vă rog frumos să reflectați cu... Nu sunt naționalist, sunt român, dar avem și moldovenii dreptul și muntenii la cei au alții. Scurt. Acestea fiind spuse, sunt Eugen Ungureanu, la revedere!